Spectacol inedit la Codlea. Este al treilea an când cei mai buni prieteni ai omului au făcut demonstrații în centrul orașului Codlea din Brașov și au fost aplaudați la maximum pentru show-ul oferit. Lasă victima în pace! Orice persoană care este atacată poate fi trimisă cu arma. Deci el este, poate utiliza arma, câinele nu este frică, el se luptă până în momentul în care vine conductorul. În Codlea, timp de 4 zile, dresori din România și Ungaria au participat la un stagiu internațional de căutare, salvare și psihologie canină. Totul s-a încheiat cu un spectacol de dresaj. Un câine cu potențial foarte bun poate fi adus la nivelul ăsta în decursul unui curs, să zicem, între 8 și 12 luni de zile. Cu multă rutină, cu scenarii cât mai diverse, pentru a te asigura că ai eficiență maximă într-o situație reală. Carmen însă este obișnuită să participe la concursurile canine de frumusețe. Unul dintre cele mai frumoase exemplare de la noi din țară, sunt foarte puțini, este campion cum laude al României la frumusețe. Sunt câini foarte calmi și echilibrați, sunt mari, dar nu sunt agresivi, sunt dominanți însă și teritoriali. Una peste alta, toate patrupedele au încântat spectatorii. Eu este Lady, este cățelușul care face mâine 4 luni și este rasa Shih Tzu. De ce ai adus-o astăzi aici? Știe să facă ceva special? Nu prea știe, e micuță ea și nu avem de puțin timp. Încerc să o înveți, să facă tot felul de trucuri, să te asculte. Da, o să încercăm să o dresăm cu toții din familie. Mi-a plăcut cel mai mult labradorii. De ce? Pentru că sunt rasa mea preferată. Și cățelul tău ce rasă? Labrador. Îți plac căței? Da. Tu ai un cățel acasă? Nu, încă. Păi și nu-i spui lui mami să-ți iau unul? De ziua ei. Auzi că de ziua ta o să primești un cățel. Te bucuri? Da. Ce cățel vrei să primești? Ai zis deja lui mami. Vreau unul negru. Unul negru? Mare, mic? Mic. Vrem să punem în valoare atât partea lor expozițională de frumusețe, cât și partea lor de lucru. Ca orice pasiune, cere sacrificii pentru cei care vor să facă performanță. Pregătirea unui câine, de exemplu, de căutarea de vieți omenești, poate să dureze un an de zile. Dar știm că el este un companion perfect și cu randament cel mai bun. Ca în cazul dispariției unui copil în munți sau în orice zonă, mai ales aici, în Codrea, Doamne ferește, se poate plana oricând, să ne bazăm pe el 100%. Organizatorii spun că astfel de evenimente sunt foarte importante pentru proprietarii de câini, nu de alta, dar așa se poate învăța cum se dresează un câine și mai ales sunt predate cursuri despre psihologia canină.